1 HP. Am rămas 1 HP. Am rămas 1 HP, mi-a sărit ținta direct pe capul tău. Deci, Stand of 2 aici cu Nena, aveți Instagramul lui în descriere. Canalul de YouTube în descriere. Așa că duceți-vă și la el și abonați-vă. Hai la mie pe mid. Duceți-vă, abonați-vă și la el să strângă și la abonați. Cât mai mulți abonați să strângă și el. Și nu uitați like, share și subscribe, băieți. Hai, vină pe mine, ce faci, nu vii? Bă, te auzi întrerupt un pic. Un pic mai rău. Gata. Așa. Și bun, băieți, nu uitați de like, share și subscribe. Și nu uitați că aveți Instagram în descriere. Dați și mie acolo un follow. Ca să jucați cu mine, trebuie următoarele reguli să respectați. Să fiți abonați la canalul meu de YouTube, să dați like la ultimul clip, adică la clipul acesta. Și bă, vezi că mergem doar pe B. Fără uși, fără astea, doar B. Așa. Și să lăsați comentariul la acest clip că gata sau că vreau să joc cu tine. Și eu o să cuțește. Eu o să vă dau un mesaj. Și dacă după aceea trebuie să-mi dați dovadă pe Instagram că v-am dat eu mesajul acela că hai să jucăm. Trebuie să mă aveți la follow și pe Instagram. Și puteți juca orice armă vreți. Nu contează armele la mine, nu îmi pasă, nu sunt de la banez, shotgun banez, nu știu ce armă că vreau eu. Jucați orice armă vreți, băieți. Bun. Avea ca? A, nu, nu, nu. Așa. Și cam atât. Și jucăm best of 3. Genul primul la două meciuri câștigate, ia tot. Nu uitați că asta cum se știe, de fiecare dată eu elimin harta care s-a jucat, nu pun ce hartă vreau eu sau ce hartă vrea adversarul. Închis în bula minții, dacă ies vă spart toți dinții. Am armele tale, n-am marfe banale, băieții de ea sunt dame. Cu tocuri în picioare, cuvintele lor goale. N-ajung să mă atingă nici dacă au pumnale. Văd marcaje tunate, interzic minciuna. Hai, la parte în parte, da, spate scăciula n-ai. Tu ani cu metre, câți am fumat ca tine. V-am tras pe toți pe nas, n-a rămas niciun frustrat. Curge cascada de cuvinte prin vene ca sângele și mă oprește sufletul să dau afară gradele ridicate că sunt fierbinte și erup ca un vulcan când din gură scot cuvinte și atac ca un spartan. Știi ce? Mai du-te dracu. Sac mai dic și atât până îți ajunge în gât. Gustul amar de pământ, dau cu tine de pământ. Pomenește-mi numele și tu și brigada ta. Ai uitat când te bătea coaie toată strada mea. Pleacă bă de aici. Reamintesc banalul să se supere bibanul. Că ne înghiți la toți pumnii după primul bloc. Cădeau dinții ca și ploaia și tot tu ești tare în bot. Ai curaj la tastatură și pe stradă ești chiștoc. Nu mă supără deloc să ne întâlnim din nou. Și să spui ce mi-ai tastat după ecranul blindat. Unde erai protejat de fetițele cu arfe care te lasă și aleargă la primul gabor din stradă. Încheierea am s-o fac la sacou și elegant. Cu o plecăciune în scârbă pentru oameni de căcat. Să-mi puneți în buzunar un briceac frumos, vă rog, ca să-mi copesc pe sicriu băieții mei de la bloc. Ce cascada de cuvinte prin vene ca sângele și mă oprește sufletul să dau afară gradele ridicate că sunt fierbinte și erup ca un vulcan când din gură scot cuvinte și atac ca un spartan. Mă prezint,
un nebun delegat, dezlegat la gură. Mai bine să ai armură, că nu știi cum dau cu oră. E dură ca și oțelul, haide dresează-ți cățelul. Că ne-am întâlnit în cartier și vorbea porumbelul. Cip cirip ce morții tăi, te dai așa de viteaz. Ai tras și tu din țigară și gata, ai anturaj. Doar eu am curaj să zic despre terfele de oraș. Cu gleznuțele pe afară, transpirați dar parfumați. Doar eu și cu cei ca mine avem respect pentru stradă. Pentru berile băute și cu nopțile pierdute. Avem mii și sute de amintiri și încă ne mai facem. Doar eu și cu ai mei îi iubesc, se știu ei. Doar eu și cu cei ca mine avem respect pentru stradă. Pentru berile băute și cu nopțile pierdute. Avem mii și sute de amintiri și încă ne mai facem. Doar eu și cu ai mei îi iubesc, se știu ei. Am făcut și greșelile, altele le-am reparat. Unele care au rămas erau să-mi pună capac. Dar uite că m-am schimbat și continui să dezvolt. Să cresc o mentalitate și să ajung la un scop. Poate devin egoist, dar chiar trebuie să risc. Nu uit cum am început, dintr-o joacă să recit. Nu vreau să pierd un bilet spre o ultimă scăpare. Trag tare de o șansă, nu vreau să cad din picioare. Am arme grele, nu dau cu ele, că las sechele, vălichele. Ce trag cu ele, cu vorbe grele îmi fac semne. Semne pe piele, să-mi facă rele și pe semne să mă înțepe. Doar eu am auzit, am văzut și m-am ferit. Doar eu am simțit și nesimțit, am fost că mi-am dorit. Să mi se scurgă din viață, că nu pot face nimic. Dar m-am înșelat amarnic, doar eu pot să mă ridic. Doar eu și cu cei ca mine avem respect pentru stradă. Pentru berile băute și cu nopțile pierdute. Avem mii și sute de amintiri și încă ne mai facem. Doar eu și cu ai mei îi iubesc, se știu ei. Doar eu și cu cei ca mine avem respect pentru stradă. Pentru berile băute și cu nopțile pierdute. Avem mii și sute de amintiri și încă ne mai facem. Doar eu și cu ai mei îi iubesc, se știu ei. Niac fumat care se îmbracă în alb, cu sângele pe halat. Un cadavru în sac băgat, elegant manierat. Un creier de psihopat, merg pe stradă, caut pradă pentru următorul jaf. Un maniac fumat care se îmbracă în alb, cu sângele pe halat. Un cadavru în sac băgat, elegant manierat. Un creier de psihopat, merg pe stradă, caut pradă pentru următorul jaf. Mă ascund de ochii lumii în adâncul ficțiunii. Am nevoie de o cămașă să mă țină strâns în casă. Sunt nebun dacă e rup, nu promit să mă educ. Scot aceleași vorbe dulci, vă umplu masa de rugi. Pregătește-te de să zici, ai doar 5 secunde lungi. Jucă-n vața scunselea când te... Băieți, am revenit cu voi, să acum pot să vorbesc și eu, liniștit. N-am putut să vorbesc pentru că trebuia să plece cineva de la mine din familie și se făcuse gălăgie pe hol și astea. Și decât să fie gălăgie pe holuri, s-a auzit pe filmare că zicea, hai să mergem, hai nu știu ce, hai la bagajele. Mai bine am jucat fără să vorbesc câteva runde la rând și după aceea am continuat acum vorbind. Ce drept, era mai cogitat atunci, că auzeam jocul astea. Iar mai nu spui. Opa. Ce? Tu unde ești acum? Ești în B. Aha. Nu se spune. Nu se spune, bine. Bă, dar n-ai idee, am venit ușor, te-am văzut acolo și am vrut să dau noscopul, dar nu mi-a intrat, n-a intrat noscopul. Eu cred că nu te-am văzut în spate, că n-ai venit până atunci, când n-am văzut în spate. Păi n-am voie, băi, doar pe partea asta se vine, pe altundeva n-am voie să vin. Te-am auzit de astăzi, cândeam că... Flash, grenadă, mi-am luat flash, mă duc în spate. Nu văd pe unde mă duc, foarte bine. Dacă pierd atât de devreme... Haide, mă. Ieși, mă, afară. Haide.
Dacă mă iei chinul ăsta... Oricum ai un meci în afară de meciul ăsta. Opa. Unde ești, mă? Opa. A, am vrut să-ți dau un scop când se reia, aia a fost. Gigi. A luat AVP-ul? Foarte, o idee foarte proastă să ia VP-ul. Nu se știe. Nu știu dacă e un dinezamor. Dar atunci e cu ce. Am zis că o idee foarte proastă cu AVP-ul, băi, palași. Palași. Așa, 10-5 prima rundă, mai avem o rundă sau poate mai avem două runde în, doar în meciuri. Mai avem un meci sau poate două meciuri. Vedem ce o să se întâmple. Dăm start acum la următorul meci, deci... Prima rundă e a ta, nu? Da, am unul, trebuie să mai fac încă unul, știi? E best of 3. Primul la două câștigă. A picat zona nouă. Bun. Hai băieți că revenim când începe a doua rundă. Al doilea meci, de ce nu vine să spun rundă, nu știu. Vă pup, ceau. Am revenit cu cea de-a doua rundă, am jucat lame cu Palaș, cu hashtag nenea. Duceți-vă, nu uitați să vă duceți la el pe canal. Un like și un follow aici și la mine. Și pe Instagram-ul meu, din descriere, să vă duceți să dați un follow. Acum noi poate el să vorbească. Și am întrebat filmarea ca să văd care este faza, de ce mai vorbește el, de ce nu merge conexiune și na, ne-am jucat prima rundă, am dat eu lamă și după aceea acum am avut el pe mine. În fine, contează că am revenit în forță cu al doilea meci, 1-1, pe zona 9. Uite-l, house. Te văzui, stai aici, mamă, ce flash mi-am luat în dinți, ai jucat-o bine cu flash-ul. Că nu văd. Mamă, nu m-am urât când stăteam AFK. Bă, pe ce am dat eu o grămadă bani, bă? Bă, parcă era mai frumos înainte, bă, famasul ăsta. Că am dat totuși, am dat 160 de gold am dat pe ăsta. Bine, înainte era 500 de gold. Gândiți-vă cât a scăzut famasul ăsta la 160. Bine, pe atunci nici nu erau multe skin-uri, Arcane era ăsta și... cu Acau Arcane. Bun. Ia uite pe aici. Așa se fac rundele 3-1. Bun. Și da băieți, nu uitați că o să fac un episod în care fac înscrierile pentru Stand of 2. Ori au apărut deja episodul acela, ori o să apară, deci stați geană pe ecran că nu știți niciodată. O să fac preselecțiile ca să vă înscrieți, da? Deci înscrie, preselecția și la lucruri pentru mine. În fine, ca să vă înscrieți cu toții, o să dați 1 versus 1 până când rămâneți 5 în echipă. Bine, până când o să rămâneți 4, jucați 1 versus 1 până când rămâneți 4 și după aceea ai echipa World Destroyer la aia rămâne. Și o să jucăm 5, ce vreți? Un 5 echipă pentru că ai mei, prietenii mei nu mai vor să mai joace stand-off sau halalit, se joacă numai CS. Și am nevoie de echipă nouă, nu? Nu o să stau acum fără echipă. Ce paletă am tras, l-am lăsat 16 HP. Hai să bat și eu, să termin mai repede clipul ăsta. Ha, hi. He. Ia uite aici. De ce am mai luat eu grenade? Nu știu. Flash, grenade, mamă, a venit flash înapoi.
Nu mai văd. Hai, hai mă ieși. Nu vrei. Hai mă ușor așa că nu se știe niciodată pe ce parte vine, dacă a trecut de acolo sau nu. Că nu l-am văzut. I-am dat hit. Bă, nu, nu. Da, bă, deci am dat hit, l-am lăsat 86 HP, am dat damage, l-am lăsat 14 HP. Bă, băiatule, bă, nu e în regulă așa ceva. Uite, mă, AVP, Genesis, Charmor, Stickery, toate nebunile pe acest AVP. Șmecherul de tot. Bine, nu vă faceți impresii că am pus eu stickerele. Nu, l-am cumpărat cu tot cu stickere. Auzi, puneam eu stickere pe asta. Stickerele se vând ca să faci bani pentru arme. Puh, hai, vreau să aud în comentarii Aimu, Wolu, hai, vreau să-l aud. Mă aud acum, am tras. Stau eu liniștit, intru. Pop. Bun, 5-3. Stai să zic, lame mitu. Așa. Și după acest clip, nu mai am nimic de filmat, am filmat două clipuri astăzi și unul e la editat deja. Deci săptămâna asta care vine, aveți clipuri. Apare clipul ăsta, apare vineri la 6. Ăsta este ultimul clip de săptămâna asta. Hai mă, vino, vino. Ce stai acolo închis pe aia? Ia. Stai în zona închisă așa ca să nu pot să-i dau eu lamă. Ia uite-l. Pe de ce fac? Hai. Hai mă. Mă, dar nu vine în mine deloc. Eram sigur. Te dă un pic în spate și facea bagă la da, cât să stau? La o rundă de lamă cât să stau? Și eu. 5-4. Are bani de AVP din prima rundă. E bine să acum. Are bani de AVP din prima rundă. Eu mi-aș fi la sincer AVP din prima rundă. Dar nu mi-am luat pentru că... Eu joc, bă, foarte bine, foarte bine cum trebuie să jucați. Du-te, bă, că a venit omul pe mine direct. Hai să vă spun eu cum trebuie să jucați, băieți. Bun, mort. Fiți atenți, prima și a doua rundă nu se cumpără nimic, se joacă eco. Pentru că nu știi, dacă, deci pe prima dacă ai câștigat-o, chiar dacă ai câștigat-o pe prima, chiar dacă n-ai câștigat-o, nu cumperi nimic. În a doua... poate mai merge, dar eu joc în prima și în a doua rundă eco ca să am bani pentru încă 3 runde după, știi? Adică la modul joc 2 runde eco și după aceea joc 3 cu full buy-ul. Mi-a dat flash, nu mai pot. Da, m-am venit cu P90 pe mine. Foarte bine, foarte bine. Nu e banată nicio armă la mine aici. Nu există ban P90, ban shotgun. Bă, frate, ce există? Cum să zici, mă, ban shotgun sau ban P90? Eu încă sunt uimit de oamenii aia. Bă, ban nu știu ce armă. Mă, frate, dacă eu joc bine P90, eu nu joc AK. Nu știu să joc AK, joc P90. Hai să bani și eu AK-ul, că joci tu prea bine AK. Sau AVP din nou, uite, nu toți joacă bine AVP. Să banăm și AVP-ul, hai banăm AVP-ul. Hai, gata, până când? Te-ai luat lumea în cap. 7-5. Și dacă vrei să-mi dai și mie un follow pe contul meu de TikTok, e în descriere și foarte important și pe Trovo să-mi dați follow, băieți. Și pe Trovo. Facem o comunitate faină și acolo. Bun.
Așa, dăm un flash, dăm o grenadă, ne doare cu spatele, asta m-am întors, hai că... Du-te mai că fugi. Gata, îl văzui. Ma, îl văzui, dar a plecat acolo. Cred că m-am văzut și el atunci pe mine. Așa. Bă, Palaș ca Palaș, dar nu joacă AVP. Cum să-ți spui nume Palaș și să nu joci AVP? N-ai voie așa ceva. N-ai voie. Haide, mă. Bun. Dă-mi iar două grămadă de grenade aici. Ia, mă, ce flash mi-am luat în dis. Mamă. Mamă, ce mă panică om. 7-7. Deja nu mai place scorul ăsta. Nu mai place mie scorul ăsta, mă, nu mai am grenade. Hai pe el. Dăm uraș micuț. Vedem ce iese. Nu intră, hai. Bă, nu-l rupsei pe cap. Ia uite-o că nu ești. Bă, du-te, bă, de aici, bă, imposibil așa ceva, bă, băiatul, bă. Jacob-ul nostru tryharder. Ia, mă, iau și eu pe 90. Hai să fim bărbați, am luat pe 90 un braț. Hai pe el. 8-7 pentru el. Mamă, mi-a dat comeback, nu-mi place. Vreau să termin meciul ăsta, să câștig. Nu mai vreau să stau așa mult pe el. Hai gata, până când tot așa. Bun. Am și grenade, e bine. 8-8. Modi, sunt obosit de rodul tot. Gândiți-vă că am editat un clip și e gata, pregătit pentru YouTube. Am filmat două clipuri. Și trebuie să mai fac asta, cum se știe, să mai le și editez acum, amândouă. Deci am o grămadă de treabă, băiatule, bă. Cum e și omul meu, direct cu mine, 9 pentru el. Mă bate, bă. Eu așa cred că mă bate. Ia uite, aici, cu 4 ani. Cum 4 ani, bă, jucam Stand of 2. Bine, nu joc de acum 4 ani, de 3 ani și ceva joc Stand of 2, nu de acum 4 ani. Dar contează. Haide mă ieși. Nu e pe aici. Nu-i place la scandal, uite-l mă că nu iese pe interval.
Hai mă, vină la 1 versus 1. L-am văzut, gata. Îl văzui? Nu, că nu mai. Mamă, am pus scopul, am pus scopul ăla de căcat. Mă bate. Mă bate, m-am bătut că am pus scopul ăla de căcat din greșeală. Da, m-am văzut. Revenim cu al treilea meci. Bun, băieții, am revenit cu cel de-al treilea meci. Vreau să zic rundă. Mergem mid să ne dăm lame. Cu cel de-al treilea meci. În acest 1 versus 1 cu nenea pe YouTube. Antonio în viața reală. Hai la lame. Atacă tu primul. Hai că nu te mai aștept. Hai. No! Avea omul și grenadă. De ce ți-ai cumpărat grenadă dacă am zis că dăm lame? N-am avut ce faci cu banii. În fine, noi dacă mergem pe ăsta, mergem doar pe provință. Da. Da, băieți, nu uitați că e ultimul match, trebuie să fac și acum un promo. Nu uitați să dați like, share și subscribe la acest clip și la acest canal mirobolant de YouTube. Și dacă vreți să participați, nu uitați regulile de la începutul clipului, foarte simple. Și dați follow pe Instagram, băieți. Și-a luat Tech9, da. Lasă Tech9, băiat. A jucat flash acolo. La a doua rundă am oprit microfonul pentru că vreau să câștig de la ca să dăm și 3-ul ăsta. Ca să fie mai palpitant. Erai focusat atunci? Da, eram focusat. Jucam la maxim. Așa și trebuie. Și tu ai fost destul de bun la ultimul. Așa și trebuie, mereu să fii focusat. Opa. Hu, 16 HP mai lăsat. Hu. Mam. Foarte bine, am crezut că mă bați acolo. Păi da, dacă dai prima rundă, lamă, primești 1500 de dolari. Dar am preferat să joc și a doua rundă. Prima rundă am jucat o lame și a doua rundă am preferat eu să joc eco ca să mai am bani. Și acum am luat AVP. Ca băieți. Hai că m-am luat flash-ul ăla. Opa. Iar ți-ai luat AVP sau tot îl aveai? Nu, mi-am luat M4. Hai că M4. Da. L-ai văzut, da? Cât ce e în 4 minute? Da. Cum era să zic, mi-am luat acasă, liniștit. Hai de cât. Păi să nu ieși. Mamă, i-am dat hit. Mamă, dar nu-ți fac bine aici. Mă ții la colț. Mă te-ai la colț. Hmm. Nu, n-am bani. N-am grenadă. Știi ce am făcut, nu? Bă, frate, deci am zis, nu e posibil, i-am dat leg. Nu e posibil să lasă-mi arunda aici de bun la cap. Am zis, pun pistolul în mână și trag acolo. Te făceam tipuri cu pistolul. Te faci tot acolo. Am dat vreo 3 cartușe, am dat. Deci 3 încărcătoare am dat ca să te pic odată. M-am avut nevoie de un hit. Ai avut armură? Nu, la cap, adică. Cred că de asta am avut nevoie doar de un hit. Da, cap atunci. Bă, să intru, să nu intru. N-ai ce pierde. Să nu intru. Stai cât vrei. Nu intru. Oricum timpul trece, eu câștig runda. Nu mai am skillurile mele să mă duc repede cu ținta. Nu mai l-am. Nu le mai am. Bă, băiatule. Da, așa că m-am mirat ceva.
Gata, nu mai mă e. Mamă, dar n-am ars. La ce te-ai gândit, ia? Ce ți-ai luat? Dacă dai tu prin scope, prin smoke, eu... Dau prin smoke cu no scope. Fii atent că dau prin smoke, no scope, cap. Fii atent, ascultă-mă după mine. Așa dau. Aici, acum... Dacă dai și acum... Nu mai... Ai, cum să dai? Uitați-vă, băieți. No scope îi dau, fii atent. Fii atent, cap, no scope îi dau. Așa. Opa! Căduță? Opa! Ah! Uuu, ce mi-ai ratat cap, cum am văzut-o pe aia. Ai văzut-o lângă tine. Mamă, și pe asta. Mamă, nu știu chiar mai bun, adică. Mamă, mi-o edică. Mamă, mamă. Mamă, dar ce le ratez eu acum? Mamă, ce am? Așa, băi, ce le ratasem. Deci am ratat unele, bă. Era un moment în care trebuia să ți le dau. Deci vreo două hituri. Moment în care trebuia să ți le dau rău de tot. Și te-am ratat. Băi, ce era cu mine? Ce a fost cu mine în momentul ăla? Știu, am văzut digă-l ăla prin capul tău. Credeam că te-am luat. Nu mă picase deloc. Bă, și digă-l e un AVP mai micuț dacă știi să-l folosești. Ce da, zic? Da, bă, Deagle îmi place și mai mult pentru că dai două hituri. Ideea este să dai tap-uri la Deagle, nu să dai într-una. Mai băgat ești mersi. No. Adică smoke. Mamă, ce smoke. Topa. Mai picat. Te văzui, te văzui prin smoke, te văzui prin smoke. Îți văzui corp. Mamă, iar. Te văzui de două ori prin smoke. Unde-i Voruțu? E mutat? Așa, trage acolo. E mutat, mi? Da. Ce l-am ratat, băieți, băi, băi. Bă, trebuie să-mi iau arma, că nu joc bine cu APP-ul. Mamă, mamă. Oule, trebuie să te ajung, că dacă nu... Lasă, că e bine. Acolo, să mai iau și eu două runde, că e bine, dacă mai iau și eu două runde... Oricum, nu știi niciodată, poate dai comeback. Și nu știu prea bine, n-am jucat astăzi deloc. Bă, nici eu ți-am zis să te avea acum aici, venit de afară. Mamă, ești tu. Iată-te acum, stai. Ia, ai băgat și tu smoke. Bac și unul. Ce sunt? Bum? Bum! Aolo. Bă, nu știu unde să mă pun. N-am cum să intru. Nu intru. Mamă, ce l-am ratat. Mamă, nu știu ce să fac. O, l-am ratat ori doi. Zic mai e, cât mai e. Mai e suficient. Mamă, dacă mă atingea, gata, sunt rat. Nu, mă? Până când? Ultima rundă, hai că am supaia. Ultima rundă. Mamă, am 47 kill pe ăsta, 47 killer pe Deagle. Mamă, când le-am făcut? Nici ori mai țin minte că le-am făcut. Tu? Da. Bă, ce drept tot ăsta cu ăștia, Deagle-ul ăsta rar. Ce mi se pare cel mai frumos skin. Bine, mai ăla nou care s-a băgat acum. Ăla, skin-ul ăla mișto, car, legendar. Pe ăla l-aș mai vrea. Da, deci mi-am luat flash, era flash-ul meu. Și în loc să mă duc în spate, m-am dus în față. Mamă, ce prost am văzut acum la fabrică. Am venit cu spatele. La mine. Am venit cu spatele la tine? Deci am venit cu spatele la el, băieți. Gândiți-vă la asta. Mi-am luat flash-ul meu și m-am dus cu spatele la el. Eu am dat cu spatele, dar spre el. Bun, la mine, pobid. Oh, ok. Hai să vedem. Păi să dea un lama, asta va să fie eu și asta fac. Las, să fac și un 7-3. Că am pierdut runda aia de mai devreme, degeaba am pierdut-o. Hai de nu. Hai. Hai mă, vino. Hai mă, vino. Vino mă la lamă.
Păi de ce te dai în spate dacă mă aștepți? Hai că nu mai mută, hai. Hai mă, sta, așa. Hai mă, ieși pe interval. Ia uite-l mă. Gata, mamă. Mamă băieți. Ninja bă, sunt ninja. Nu degeaba am cu nai. Nu degeaba am cu nai. Îți sar în cap. Cum e n-o, dar îți sar în cap. Hai, 7-3. Hai băieții că putem să luăm. Bă, nu știu, nu știu dacă am pierdut până acum vreun meci cu abonații. Cred că am pierdut unul. Ți-ai luat flash-ul tău? Nu, că am venit rași pe tine, că aveam doar pistol. Am jucat eco. Și gen, tu ai dat cu grenadele, intrase pe mine și dătuse cu grenadele și-o venise pe tine, știi? Așa a fost. Da. Acum trebuie să fiu mai defensiv. Joacă-mă tu la fel. Ce defensiv? Nu am avut de ca să stau pe așa. Ia de aici. Te aștept. Nu aștept tu. Mint. Vezi că sunt mint. Hai că ești mint. Avea shotgun băiat. Băiatul meu stă cu shotgun-ul. Gata frate, gata. Dacă erai la turneu, acum era descalificată arma aia. Nu se pune. Cum fac unii, știi? Joacă-mă, frate, ce armă vrei tu? La mine nu există restricții de-astea cu arme. Mamă, dar mi-e frică acum că poți să-mi dai comeback. Hai că intri tu. Mă, câtă viață mai ai? Câtă mai ai? 2, 3. 23 viață mai aveai? Un famas aici. Nu, mie ți-am dat 23. A, că mi-ai dat mie 23 de mici, da? Doar atât mi-ai dat. Atâta mă pălici. Poți să stau unde vreau? Da, frate, stai unde vrei, cât timp e în A, în zona aia. Nu, să nu te duci pe, să nu te duci pe mid. Da, da cât da, timp e în A știu. Și pe scările alea acolo de unde vii tu din bază, e ok. Hai că băiatul meu s-a dus pe mist. I s-a făcut frică. Bine, acolo înțeleg, acolo înțeleg că n-aveai unde, n-aveai cum să faci altceva. N-am avut unde. Da, da, înțeleg, înțeleg acolo. Dar nu e de parcă să dai, să nu e de parcă ai dat da trotei sau ceva. N-am. Am vrut să joc Deagle cu tine, că te-am văzut cu Deagle, dar mi-am dat seama că era o idee proastă. Hai să vină, bă, eu sper că nu. Este pe la. A, nu mă fac. Opa. Ce s-aude, ce s-aude? Ia vezi, ce s-aude. Ești atent acolo, că nu. Gata, te văzui. Hai că trag și eu. Mamă ce le-am pătras. Mamă ce le-am avut pătras. Le-am avut maxim pătras de data asta băieții. Maxim, eu am fost 96. Mamă, fii atent că îmi dă comeback băietul. Îmi dă băietul comeback. Îmi dă băietul comeback. Incredibil așa ceva de la 96, fii atent că îmi dă 10-9. Hai că să sperăm că nu. Tot dacă ai, pentru că e cea mai bună armă pe care ai putea să o ai. Adevărat.
Mamă, știa. Mamă, mamă, zic că e tot acolo. Fii atent că îmi dă comeback. Bă, dacă mă concentrez, nu mă răscurc eu aia. Da, nu poate. Fiți atenți, băieți, că îmi dă comeback. Mamă, fiți atenți. Alo, alo, dacă pe care ați fiți acum. Mamă. Bine, provincia nu e mapa mea favorită. Auzi tu, o să văd podiul. Hai, opa. Opa. 1 HP. Am rămas 1 HP. Am rămas 1 HP. Mi-a sărit ținta direct pe capul tău. Deci, efectul, mi-am avut un reflex de la în care am tras în stânga și în sus la frică. Toată lumea în comentarii acum, aimul, s-a activat aimul la care a zis tu. Vă zic sigur că toată lumea acum în comentarii aimul după faza asta. Deci cine a rămas până la final aimul, mâncava. Băi, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Până la viitoare, eu am fost Alex. Nu uitați de like, share și subscribe. Nu uitați că canalul Nenea Aka Antonio este în descriere. Dați-mi un follow pe Instagram. Foarte frumos. Și din nou, abonați-vă, dați like-uri, intrați pe serverul de Discord din descriere dacă vreți să jucăm un versus 1, o să aveți nevoie și de Discord ca să vorbim. Și unde ne găsim, ce mai avem în plus, nu mai avem mare chestie, citiți regulile de la începutul clipului dacă vreți să faceți un versus 1 cu mine. V-am pat, ciao!